și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul Muntenia TV. Pentru început vă invit să urmăriți principalele subiecte ale zilei. Traficul rutier pe strada Gării, pe porțiunea de drum între sensurile giratorii de la Căprioara și Teatrul de Vară, a fost reluat în această dimineață. Locuitorii din zona Teatrului de Vară se pot bucura de un parc modern. Problema căpușelor reapare odată cu venirea primăverii. În primele trei luni ale anului, Registrul Autoromân și Poliția Română au avut o perioadă foarte încărcată. Traficul rutier pe strada Gării, în porțiunea de drum dintre sensurile giratorii de la Căprioara și Teatrul de Vară, a fost reluat în această dimineață. Șoferii giurgiuveni pot circula din nou normal, fără să folosească rutele ocolitoare unde se creau cozi lungi de mașini. Începând de marți dimineață, șoferii giurgiuveni pot folosi din nou porțiunea de drum de pe strada Gării, pe care a fost restricționat traficul rutier pentru asfaltări. Chiar dacă lucrarea nu e terminată complet, urmând ca în perioada imediat următoare să fie turnat stratul de uzură, să fie făcute ultimele finisări și trasate marcajele rutiere, șoferii nu vor mai fi nevoiți să folosească rutele ocolitoare, acolo unde se formau adesea cozi lungi de mașini și deplasarea se făcea foarte lent. După ce ieri semnalam printr-o știre modul în care se circulă pe rutele ocolitoare din cauza porțiunii de drum blocate dintre rondul de la Căprioara și cel de la Teatrul de Vară, de astăzi totul a revenit la normal. Și asta după ce echipele care au efectuat lucrările de asfaltare au muncit toată noaptea pentru ca această porțiune de drum să fie redeschisă traficului rutier din această dimineață. Astfel, șoferii giurgiuveni care sunt nevoiți să treacă prin această zonă vor salva timp și nervi. Cu această ocazie vă reamintim că în această săptămână sunt programate să înceapă și lucrările de reparații și plombare pe bulevardul CFR, iar în momentul în care vor fi demarate aceste lucrări, traficul rutier pe porțiunea dintre Primăria Municipiului Giurgiu și Autogară va fi dirijat și se va desfășura pe un singur sens. Locuitorii din municipiu care stau în zona Teatrului de Vară se bucură de câteva săptămâni de un nou parc modern, acolo unde se pot relaxa și ieși în aer liber. Dotat cu băncuțe, spațiu verde, loc de joacă pentru copii și două mese de ping-pong, acesta satisface nevoile oamenilor din zonă, care speră să fie păstrat în stare actuală foarte mult timp. La începutul acestui an, municipalitatea și-a propus să modernizeze parcurile giurgiuvene, dar și să construiască și să amenajeze diverse spații destinate petrecerii timpului liber. De curând, locuitorii de pe strada Baciului din cartierul Teatru de Vară se pot bucura de o astfel de investiție amenajată cu verdeață, arbori, bănci și dotări specifice moderne privind relaxarea adulților, dar și un loc de joacă pentru copii, ultramodern, dotat cu leagăne, balansoare și tobogan. De asemenea, parcul este împrejmuit cu stâlp de iluminat, cu panouri fotovoltaice, iar în mijlocul acestuia există două mese de tenis cu fileu. Place parcul? Foarte frumos. Foarte frumos. Îmi place foarte mult. Bun de tot. Aveți nevoie aici în zonă de un loc special amenajat? Da, sigur că da. Păi și era aici și acum e bijuterie. Ne place. Foarte frumos. Numai să păstreze. Dacă nu se pune paznici, nu face nimic. Că a mai fost odată făcut-o la fel. Și uitați, a ajunsese de nu să mai... E frumos, foarte bine, e foarte bine pentru copii. Cine are copii, să le trăiască și să aibă parte să joace frumos. Locuitorii din zonă sunt foarte fericiți de investiția făcută în cartierul lor și speră să se poată bucura cât mai mult timp de frumusețea acesteia. Odată cu sosirea sezonului cald, oamenii petrec mai mult timp în natură. Însă, în același timp, ne expunem la un pericol. Asta deoarece ne putem trezi mușcați de o căpușă. Ce trebuie să facem și care este sfatul medicului, aflați din materialul următor. Căpușele sunt mai active în lunile calde ale anului, primăvară, vară și toamnă, iar oamenii petrec tot mai mult timp în mediul exterior, odată cu ieșirea din iarnă. De aceea și numărul de cazuri diagnosticate în această perioadă este mai mare, cu un vârf de incidență în timpul verii. Boala Lyme produce efecte la ani de zile, după înțepătură sau după mușcătura căpușei. Este vorba de afectarea inimii, afectarea sistemului nervos, de aceea vă recomand să luați tratamentul antibiotic pe care vi-l recomandă medicul de familie și medicul dermatolog, bineînțeles după ce a fost îndepărtată căpușa, tratamentul durează undeva 10-14 zile și este eficient. Cea mai bună profilaxie a bolii Lyme se face evitând mușcătura căpușelor sau îndepărtându-le pe acestea cât mai curând cu putință. În principiu, nu se recomandă administrarea de antibiotic preventiv pentru orice mușcătură, dacă nu ne aflăm într-o zonă endemică, mai ales dacă aceasta nu a fost atașată mai mult de 36 de ore. Dar în anumite cazuri, medicul poate recomanda o cură scurtă cu antibiotice și e bine să urmăriți indicațiile. În primele trei luni ale anului, Registrul Autoromân alături de Poliția Română a avut o perioadă aglomerată. Aceștia efectuând controle în urma cărora numai puțin de 16 vehicule au fost descoperite ca reprezentând un pericol iminent în trafic.
Primele trei luni ale anului au fost aglomerate pentru inspectorii RAR și pentru polițiști. Aceștia au efectuat controle pe șosele din județul și municipiul Giurgiu, ce au vizat vehiculele care pot produce accidente din cauza problemelor tehnice grave pe care le au. În urma acestor controle, la nivelul județului nostru, inspectorii RAR au verificat un număr de 364 de vehicule, iar 16 dintre acestea au fost descoperite cu grave probleme tehnice. Una dintre măsurile aplicate a fost reprezentată de reținerea certificatului de înmatriculare, care poate fi recuperat doar după efectuarea unei inspecții tehnice la reprezentațiile Registrului Auto Român. De asemenea, în urma acelorași controle s-a constatat că 38,74% dintre vehicule aveau diferite neconformități de natură tehnică sau legate de acte. Din totalul vehiculelor cu probleme, 18,68% au fost considerate neconforme din punct de vedere al securității rutiere, cum ar fi proasta funcționare a dispozitivelor de iluminat și semnalizare, starea necorespunzătoare a șasiului, caroseriei sau apneurilor, jocuri anormale la direcție sau defecțiuni la sistemul de frânare. 10,47% depășeau nivelul maxim admis de poluare, cifră care este mai mică cu 2% față de aceeași perioadă anului trecut. 3,3% din vehicule aveau probleme legate de identificare. Vehiculul prezentat nu corespundea cu datele din CIF privind categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului. De asemenea, același procent este valabil și pentru vehiculele care au avut neconformități din punct de vedere al dovezii de efectuare a inspecției tehnice periodice, ITP-ul expirat sau fals. După aceste controle, poliția rutieră a reținut 110 certificate de înmatriculare, 4 permise de conducere și de asemenea au fost aplicate și 124 de amenzi. Sancțiunile au fost aplicate exclusiv pentru vehiculele la care inspectorii RAR au găsit neconformități tehnice sau legate de acte. Singurul producător de titan și aliaje din titan din România și din sud-estul Europei, societatea Zirom, își va diversifica producția prin implementarea unui proiect de investiții. Compania giurgiuveană își va mări pe această cale volumul și valoarea producției realizate și va crea noi locuri de muncă. Societatea Zirom, una dintre puținele producătoare de titan din Europa care funcționează în Giurgiu încă din anul 1991, dorește extinderea și diversificarea producției prin proiectul Eficientizarea activității productive pentru creșterea competitivității și asigurarea dezvoltării durabile a Zirom S.A. prin investiții performante în cadrul fluxului de topire aliaje neferoase, care este reprezentat de achiziționarea de utilaje performante pentru desfășurarea eficientă a proceselor tehnologice. Suntem singurul producător de titan și aliaje de titan din România și din Europa de Sud-Est. Producem produsul primar lingouri, acum producem inclusiv partea de produse forjate, tot din titan, exclusiv din titan, urmând ca prin acest nou proiect să reușim să dezvoltăm și baza de produse, practic să producem și alte materiale în afară de cele legate strict de titan. Prin achiziționarea de noi utilaje tehnologice, obiectivul general al Zirom este să-și asigure dezvoltarea durabilă și reducerea decalajelor față de productivitatea înregistrată la nivelul Uniunii Europene pe acest segment de activitate. Sigur că pe lângă acest obiectiv general, proiectul are și obiective specifice, cum ar fi creșterea volumului producției realizate, cum ar fi creșterea cifrei de afaceri, creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea cotei de piață a Ziromului, pe plan național, dar și pe plan mondial, Zirom fiind o societate comercială care are clienți din marea majoritate a zonelor globului, iar produsele finite sunt destinate unor clienți care sunt amplasați pe mai multe continente, astfel încât Zirom intră într-o concurență cu societăți de profil de la nivel mondial. Prin investițiile în utilaje și extinderea gamei de producție, reprezentanții Zirom spun că beneficiar direct va fi mediul de afaceri local și zonal, forța de muncă implicată în acest proiect fiind una foarte mare. De asemenea, în cadrul proiectului se va pune accent și pe specializarea personalului pentru a putea ataca o plajă mai largă de clienți prin combinarea titanului cu alte aliaje și pentru a putea intra în acest fel pe piața pieselor fabricate pentru industria auto sau aero. Aluminiu, titan cu vanadiu, au o întreprințare foarte mare pe domenii de nișă. De Zirom va putea ataca domenii foarte specializate, cum ar fi domeniul aero, spre exemplu, sau domeniul auto, unde certificările și rigorile de calitate sunt foarte stricte și sigur că era nevoie de aceste echipamente tehnologice. Fără ele ar fi fost foarte, foarte greu să se pătrundă pe aceste piețe specifice.
Manageriatul Muzeului Județean Teoharie Antonescu, exercitat de Constantin Budur în ultimele luni, a fost mediatizat puternic în ultima perioadă. Când lucrurile păreau să se liniștească, știrea că acesta și-ar fi prezentat demisia a reinflamat presa locală. Contactat de o echipă Muntenia TV, Constantin Budur ne-a declarat că a revenit asupra deciziei după o discuție mai lungă, avută cu președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea. Știrea care a încins recent presa locală, conform căreia managerul Muzeului Județean Teoharie Antonescu, Constantin Buduru, și-a depus demisia, pare a nu mai fi de actualitate. Acesta ne-a declarat că a revenit în perioada de preaviz asupra gestului său. Nu a fost vorba de demisie, a fost o solicitare a mea de încetare a activității cu acordul ambelor părți, datorită unor nemulțumiri care au apărut între mine și conducerea Consiliului Județean, dar vizitele pe care domnul președinte Mustățea le-a făcut la muzeu în ultimul timp, chiar și ieri și astăzi, au dus la concluzia că trebuie să continuăm. Întrebat dacă intenția sa de a renunța la această funcție a fost luată în urma unor tensiuni apărute între el și personalul muzeului, Constantin Buduru spune că nu au existat astfel de tensiuni și că nemulțumirile sale provin din lipsa de sprijin a forului tutelar, Consiliul Județean. Tensiuni între mine și salariul nu au fost, deci nu a fost niciun conflict intern. Au fost unele discuții mai mult între ei, deci frontal între mine și ei nu, pentru că eu aici am venit să construiesc, nu să dărâm. Cât privește continuarea activității la conducerea muzeului, actualul manager spune că va lua o decizie până la organizarea concursului pentru actuala funcție pe care el o deține sub interimat. Voi merge în continuare. Și veți participa și la concurs? E o decizie pe care o voi lua ulterior. În momentul acesta nu. Nu sunt hotărât, adică nu sunt hotărât să particip, dar mai sunt zile de interimat în care pot să-mi dau seama dacă pot merge înainte, dacă cei din jurul meu se angajează la o muncă pentru a pune la punct aceste probleme de la muzeu. Legat de subiectul conducerii instituțiilor publice în Giurgiu, vă furnizăm o informație de ultimă oră. Fostul comandant al Inspectoratului de Jandarm Giurgiu, Daniel Rușanu, schimbat din funcție în momentul în care a fost trimis în judecată, se întoarce la șefia acestui inspectorat în urma unui lung proces în instanță. Revenim însă cu mai multe detalii despre acest subiect în momentul în care informația va deveni oficială. Continuăm știrile. Cu ocazia Zilei Mondiale a Cărții și Dreptului de Autor, Biblioteca Județeană Ia Basarabescu va contribui la programul cultural al zilelor orașului Giurgiu, cu o acțiune de înaltă ținută, la care vor participa scriitori care au reușit să se impună și dincolo de ocean. În plus, cu această ocazie va fi lansat și volumul de carte cu numărul 17 din colecția Biblioteca Giurgiuveană. Parte componenta culturii giurgiuvene, Biblioteca Județeană Ia Basarabescu va onora zilele orașului Giurgiu printr-un dublu eveniment legat atât de sărbătoarea orașului, cât și de marcarea Zilei Mondiale a Cărții și a Dreptului de Autor. Biblioteca Județeană cu ceva în plus. Mâine se împlinește un an de când la Biblioteca Giurgiuveană am scos primul număr al Bibliotecii Giurgiuvene. Boema de altă dată a lui Dimitrie Carnabat. Suntem, iată, la numărul 17, iar mâine vom lansa fabulele lui Vasile Militaru, scriitor născut la Vărăști. Și pentru că ziua are o semnificație deosebită pentru oamenii care își petrec cu dragoste viața printre rafturile de cărți, nu vor fi uitați nici bibliotecarii giurgiuveni care vor fi premiați cu acest prilej. Tot mâine, pentru că este Ziua Mondială a Cărții și a Drepturilor de Autor, vom avea aici ca prieteni dragi bibliotecarii din comunile județului Giurgiu, care pentru prima oară au fost ierarhizați. Deci mâine vom acorda premii bibliotecilor județene în baza performanțelor pe care le-au obținut în anul trecut. Dan Mucenic le rezervă o surpriză și iubitorilor literaturii poliser de cea mai înaltă calitate. La eveniment va participa și o scriitoare română care a reușit să se impună pe piața de profil din Statele Unite ale Americii. Vom avea două autoare tinere, dar foarte exersate în acest domeniu, Ana Maria Ionescu și Monica Ramirez. Monica fiind o autoare care a reușit să spargă piața cărții în Statele Unite, unde a publicat 7
volume pe care acum le reproduce în limba română. Mai multe amănunte despre evenimentul găzduit mâine la ora 12 de Biblioteca Județeană Ia Basarabescu puteți afla urmărind o știre detaliată a programului pregătit de Instituția de Cultură Giurgiuveană. Vă invit să revedeți principalele subiecte ale zilei. Traficul rutier pe strada Gării, pe porțiunea de drum între sensurile giratorii de la Căprioara și Teatrul de Vară, a fost reluat în această dimineață. Locuitorii din zona Teatrului de Vară se pot bucura de un parc modern. Problema căpușelor reapare odată cu venirea primăverii. În primele 3 luni ale anului, Registrul Autoromân și Poliția Română au avut o perioadă foarte încărcată. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi, jurnalul Muntenia TV se oprește aici. Eu sunt Alexandra Preda, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine la aceeași oră. La revedere!